seara la toată lumea, pentru că s-a făcut seara, gata. Era venit seara, a trecut ziua. Mi s-a părut că a trecut repede, da. Bineînțeles, de ce mi s-a părut că era duminică azi. Încă este duminică. Noi aici, acasă, m-am făcut așa treabă, prin casă. Și mai curăceala asta, mai o limonadă, mai o pastilă, mai un sandwich. Facem un sandwich la asta. Este gata. Am mai făcut și pentru Alex. Sandwich-e și-a prăjit, un iaurțel. Azi au mâncat din ciorbița care a făcut, să o vedeți că e pe ragaz. Mai avem puțin unea. Am mâncat și eu acum fierbinte cu zeamă de lămâie, am mâncat o ardei iute. Și pe afară, cu gunoaiele mele pe acolo, le-am dus deja la tomberon, le-am pus în alte saci. Să nu mai îmi facă câinii ăia la muc. Dar eu... Poate nu mai văd nici pe Ion. A dispărut și Ion. Când au venit și Alin toți acasă, a venit și Ion aici. Am văzut și mai multe comentarii că e Alin sufăra, că nu știu ce a văzut, ce a zis. Nu știu acum și părerea voastră, cum credeți și ce o pizici. El n-am urmărit. N-am făcut nimic rău niciodată, tot așa am ținut cu ei, copii. Dar nu știu. Nu am auzit de la el, dar am văzut comentarii. Am văzut și la el câteva comentarii, că supăra că nu vine acasă. S-a întors din drum că... și nu avea așa motiv. Ca unii au zis, au comentat că dacă Leo nu era acasă, deci n-am venit, căci că eu sunt problema. Mai ieșim și noi să vedem unde e Ion. N-a apărut Ion. Vă dați seama ce e în curte? Vedeți? Praf, ăla mă. Ion ăla, mai de capul lui ce lasă în curtea mizerie. Nu face nimic, ca nici hainele nu și le spală. E pe el. Stă pârjolit așa, pârjolit. Într-un tricou galben și o jecuță subțirică. Și eu i-am dat jecile ale groase, le aruncă la gunoi. Uitați ce hal de câini norociți. O să-l adun eu, dar și dacă l adun, trebuie să și-l duc. Mâine dimineață ce nu ne duce. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu femeia asta, nu s-a văzut deloc. Pe unde rumbla? Pe unde o fi? Nu știe nimeni de ea. Unde s-a dus? Cred că stă pe la Stella, pe acolo, ca să-i treacă timpul. Mai știți? Stă la Stella, voroi, căldură, mâncare bună de toate. Ei, s-au făcut trădăviri, gata, s-a dus cu ei. Dar nu vreau să intru în detalii, pentru că n-are rost să vorbesc. Alin, o fi și supărat, că este supărat, dar... Nici nu l-am mai întrebat, nici am zis, lasă-l să... liniștească el singur. N-am făcut nimic eu. Am greșit cu toate comentarii că de ce nu am, am zis la mulți ani, că de ce nu, nu știu ce, multe, multe. Tot mai miroasă și el. Eu am un Leandru aici băgat. Hai să punem și ăsta înapoi. Dar cum ai ieșit? Să mai aprindă, acum nu mai e soare. Cred că... mama și mai... de vreme și acum am fost un pic, tot așa i-am dus ceva. Și a venit vorba acolo, filmau și în curte Silvia.
M-au prins acolo. Ce au văzut ei, ce au urmărit, au zis că eu vreau să fac gard, au văzut și ei. Dați seama, urmărește toată lumea. Că le rămâne mulți bolțari, am zis, dacă le rămâne și nici balast, orice ne trebuie. Să le adun acolo, să le aducă cu duba, să fac gard. Să turnăm un pic de fundație în pământ, că nu se face gardul așa deasupra. Pe pământ și gata. N-am mai măturat frunzele, că nu mai vreau să mai mănc el poate mâine. Dar nu ca și ele odată tot, iau un par să le scutu, să le bat. Și așa rămas să vorba. Ei prima dată au zis că îmi dădeau niște blani. Unde au format ei acolo un acoperiș și că le-a rămas blani să fac gard din blani. Bă, ce aveți? Cum să face din blani? Eu vreau să tună fundație, zic, și să țidim mai înalt, sus. Acum să vedem. Să ține cuvânt. Pentru că le rămâne lor, că au lucrat acolo, au făcut un salon mare, bucătărie, doamne, cât de înalt de mare. Mai au să fac acoperișul ăla. Și mama e mai bine acum. E mai bine, e mai așa. Câteodată. Și noi, tot la fel să cântăm. Se panichează și ea. E rău așa, se panichează. Nici aseară n-am putut să dorm. Am dormit foarte târziu spre dimineață pentru că am rămas setată de la răceală, când am putut să dorm atunci de la febră. Și am rămas cu programul ăla, ca să nu pot să dorm de vreme. Și nici ziua nu pot să dorm. Vreau să nu pot să dorm, stau cu copilul în pat acolo, să uită pe telefon, dar nu pot să dorm. Îmi fac și eu timp o jumătate de oră, vă dați seama, ca orice om. Și nu pot să dorm deloc, îmi frig acum. Mă ia iar cu frisoane. Și am zis să vedem ce mai facem, că să mai îmi treacă. Că știți ce vreau să fac. Să iau de sus, să șterg praful, să șterg geamurile. Terasele alea, balustrada în față, să pun și eu instalații. Că vine Crăciunul, cum? E praf, e mizerie, e spaienjeni. Nu am pe cine să iau cu mine, nu mai sunt pe mine. Am plecat dincolo. Aș lua o fată așa să am 9 zile măcar, sus. Că sus e mai greu. Uitați să ne vreau cu și eu florile. Am mai dus atunci la bucătărie și a rămas aici. Dar tot acolo le e locul, la lumină, în geam acolo, la bucătărie. Aici doar așa. Mi-am pus eu să nu cadă bruma aia pe ei. Îmi cer scuze că tot stă în becurile, le sting după mine, că nu pot să le las aprinse. Dă-i mai încet, mama. Dă-i încet. Și... Hai, bă, o limonadă! Iar la bucătăria mea, pentru că e cald aici. Aici am căldură. Dacă nu era ușa aia acolo, cred că înghețam noi aici. Uite ce mi-am zis, știu. A fost atât de bună. Am zis să iau polonicul ăsta, ca să pot să o golesc într-un la mai mic și spăl grădicioara. Chiar dacă mai mănânc ceva, dacă nu mai mănânc, gata. Am mâncat destul de ieri, ea. Și am mâncat și Alex. Am mâncat și Leonardo azi. Dar nu știu dacă mâncat. N-am mâncat tot, dar a băgat pâine așa prin ea. Nu, Leonardo? De ce ai vrut să-i faci așa cu pâinea? Hmm? Cărticioarele mele sunt toate pe afară. Nu țin nimic aici. Mamaia. Hai să vorbim, lăsăm ciorbița, lăsăm oia. Și asta a fost problemele și ce-am făcut eu azi. În oraș. Era duminică. Și de aceea n-am mai gătit, pentru că aveam ciorbă făcută, copiii mănâncă sandvișuri, mai uneori, mai așa mai ușor. Și eu azi n-am mai gătit, pentru că aveam și eu gătit de ieri. Multă lume gândește, știți, sâmbătă, că sunt liberi într-o zi și au 2-3 zile. Așa ar trebui și noi. Mai ales când intră postul. Când începe postul, trebuie să avem fasole uscată, făcută,
Să avem ciorbă făcută, băgată la frigider, încălțit puțin din ea, să avem și fasole bătută, masări, ardei un plus cu cartofi și varză, călită, orice să fie mai mult făcut și luăm de acolo. Nu se face fiecare dată că vrem ceva să fac. Pentru că na, nu e... Să poți să mai faci și altă treabă, cum merge tot timpul la bucătărie și pierdem timpul, dacă repetăm ce facem într-una mâncare-mâncare. Dar așa facem și noi mai multe feluri de mâncare și punem la frigider, așa să nu fie pe lângă carne, să fie locul curat la frigider pentru mâncarea de post și mâncăm pe acolo. Încălzim puțin. Așa m-am gândit că e mai bine. Mai un compot ușor. Să lăsăm puțin carne până la Crăciun și după aia continuăm, știți cu ce, carne, rânzăle, cânață, mață și de toate. Păi ne e rău. Și n-am vrut să mai vorbesc, să mai spun că cine a vorbit, ce-o fi spus, ce-o fi... Azi eu sunt așa să întreb, să mă țin de scandal, să cum... Am lăsat așa de la mine. Pentru că sunt copiii mei și nu are rost să întreb nimic. Că au mai vorbit și ei, nu vă dați seama pe totodată așa. N-ai ce să mă sunt copiii, rieți. Sunt copiii mei și ăștia așa. Așa cum sunt, ăsta-i mie. Mai sunt și ei supărat că n-a. Mai sunt și probleme, mai sunt și multe, multe griji, agitație. Îmi pare rău că nu prea se vede aici așa. Nu se vede bine și o să-mi pun aici așa când o să jugrăvesc, să-mi pun multe becuri, am spus. Să fac lumină foarte multă. Multe becuri, să se vadă așa. Și nu mai fac galbenă, albă. Albă dau tot timpul. De câte ori să urdrește peretele, să am gălet acolo afară, pensulă și dau imediat cu albă. Nu-i complicat. Încă sărăcită, mă doare gura, dar oricum sunt mai bine, înghit, mănânc, n-am treabă, dar bine că m-am mai forțat așa. Și îmi cerea scuze, sunt nebună, nu pot să stau potolită, trebuie să cotromboiesc prin sertare, prin alea, nu pot să stau cu mâinile, am mai am rămâne, spune aici. Mai au niște, avem o febră. În continuare, pentru gât, ca să nu mă întoarc, mie m-a luat frica. La cel frică aveam frisoane și după aia aveam temperatură, călduri cu japa pe mine, Doamne, trebuia să mă schimb. Aveam exact boala lui mama, că spunea că se schimbă, că transpiră, că îi fugea apă și din cap, din păr. Aia așa pățit să mă. Bine că sunt mai bine acum. Da, acum Leonardo e cam așa, e cam răcit, i-am dat și lui ceva, să fie bine. Alex este în cameră, mâine o să înceapă școala aia și tot așa. O să meargă la școală și Leonardo și Alex, ăștia suntem, facem ce putem. Am văzut multe comentarii că de ce n-am făcut mai multe, că de ce am făcut așa, că de ce am făcut așa. A fost mult la mijloc, a fost mult de probleme, de devenim așa, auzim foarte multe, am văzut multe și de aceea. Au fost multe cazuri aici, s-au întâmplat multe și na. Asta e, o să mai vorbim. Eu vă mulțumesc și vă doresc să aveți o seară frumoasă, liniștită și multă sănătate vă doresc. Și vă mulțumesc pentru tot. Vă mulțumesc din suflet. Să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire. Vă dea Dumnezeu sănătate. Și să aveți înțelegere în familie. Pentru că contează cel mai mult. Vă mulțumesc mult. Pa, pa.